Numele celor mai cunoscuți moldoveni celebri care au fost incluși în Cartea de Aur a Moldovei și Basarabiei vor fi cunoscute și de italieni. Asta după ce opera lui Denis Roșca urmează să fie promovată în mai multe regiuni din peninsulă. Alături de reprezentanții mai multor asociații turistice, autorul creației vrea să-și facă produsul cunoscut întregii lumi, pentru că, spune el, nasc și la Moldova oameni. Republica Moldova nu trebuie să fie cunoscută doar pentru locurile turistice și obiceiurile tradiționale, dar și prin oamenii de valoare pe care îi are, este afirmația Ludmilei Posilețcaia, care i-a dat o mână de ajutor lui Denis Roșca pentru a promova în Italia Cartea de Aur a Moldovei și Basarabiei. Ținem foarte mult ca turismul să cuprindă nu numai destinații culturale sau istorice, dar și în ceea ce privește realizările noastre actuale de intelectualitate și în orice care alt domeniu, care de asemenea în carte de aur. Autorul lucrării a ținut să pronunțe câteva nume ale unor moldoveni care s-au făcut remarcați în întreaga lume și despre care se poate afla dacă este citită cartea. Și în special o spunem accentul pe oamenii de știință, creatorii din Moldova, care au făcut bunuri de utilitate mondială, dar care noi nu știm că sunt oamenii noștri. Noi vorbim, bineînțeles, despre Nicolae Zelinski, care a creat masca antigaz. Vorbim despre omul care a creat stingătorul de foc, extinctorul, în limba rusă, gnetușitel. Este din Chișinău, omul care a creat substanța care poartă numele, salvează în fiecare an milioane de vieți. Italia este prima țară în care va fi promovată această lucrare. Italia este de-avea prima destinație și sperăm foarte mult că în viitor o să putem să mergem cu prezentarea acestei cărți și în alte țări, fiindcă sunt multe, diaspora avem în foarte multe țări și cred că ar fi și pentru ei o modalitate de a se mândri mai mult, totuși de a-și aminti de unde sunt veniți ei. Cartea de Aur a Moldovei și Basarabiei a fost scrisă de Denis Roșca în anul 2016 și conține biografia a 1800 de moldoveni celebri în lume, însă mai puțin la noi acasă.